ceva? Da. Spune-ne. Să sosește primăvara, se prea iorăunez și întâmpină copiii cu cântec vărnicesc. Și atât, suficient, aplaudați pe primăvara. Nu a venit la noi, ci nu a venit la noi, Alex? La noi? Ia loc, zâna primăvară. Ia loc, poți să stai? Oare de ce a venit la noi primăvara? Oare de ce a venit la noi primăvara? În ce motiv suntem noi doi? Noi suntem în anotipul primăvara. Primăvara, sigur că da. Știe cineva ce lună de primăvară este acum? Ce lună de primăvară este? Ce lună de primăvară este? Vreau și eu cu aparatul meu. Ce lună de primăvară este? Noi suntem în luna martie. Noi suntem în luna martie. E, acum să-mi răspunzi tu. Cum se mai numește luna martie? Cum se mai numește luna martie? La mine? Luna martie se mai numește ziua mamelor. Nu. Cum se numește luna? Luna martie se mai numește ziua mărțișorului. Așa, luna mărțișorului. De ce îi zice luna mărțișorului? Hai, de ce îi zice luna mărțișorului? Cred că este ziua mărțișorului. Ziua în care oferim mărțișoare. Cui oferim mărțișoare? Cui oferim mărțișor? Daria. Noi oferim mame. Mărțișor oferim mame. Mamelor, cui mai oferim mărțișor, Alexandra? Da, vorbim o propoziție. Noi oferim mărțișor bunicilor. Foarte bine. Cui mai oferim mărțișoare? Verișoarelor. Mai avem? Surorilor, foarte bine. Fetelor în general și femeilor. Hai, cui mai oferim mărțișoare? Fetelor. Thank you.
Yeah.